Echipa de handbal masculin SCM Politehnica Timișoara a reușit transferul unui internațional italian. Este vorba de Cristian Manoilovici. El s-a născut în 14 august 2005 și a jucat în sezonul trecut pentru Raimond Sasari, cu care s-a clasat pe locul 7 în Serie A, Liga de Elita Handbalului din Italia. La numai 18 ani, Manoilovici a fost unul dintre jucătorii importanți ai echipei, care a jucat și în preliminarile EHF European League, ocazie cu care a marcat 17 goluri în dubla cu Olimpia Spireu. Anterior a mai evoluat pentru Campus Italia Teramo, această vară a jucat pentru Italia la turneul final al Campionatului European de Tineret, unde a marcat 13 goluri în meciul cu Gaza, Slovenia și câte 8 cu Israel, Elveția și Cehia. A debutat și pentru Naționala de Seniori a Italiei, pentru care a evoluat în noiembrie 2023, împotriva Turciei în preliminariile Campionatului Mondial. A făcut parte și din reprezentativele de cadeți și junior ale Italiei. SCM Poli a mai transferat în această pauză competițională pe interul stânga Eduard Belchite, centrul George Pisarici, pivoții Mark Adoreanu și Haris Bulina.